am fost binevenit astăzi, m-am dus binevenit la spitalul nou. Mă duceam să mă duc la psihologul meu să-i zic, psihologul, ologul, gogologul, psihologul, paleologul, sau ce pula mea ești. Sau psihologul original. Și mi-a zis că psihologul că sunt binevenit. Și de bine ce am venit, am fugit. A zis, ești binevenit, dar și colegii tăi e binevenit. Uite-te ce venit e. Dar eu am întrebat-o pe una, fata, vrei să fii soția mea? Face, păi sunt luată. Fata nu era luată, nu știu ce pula mea. Mi-ar plăcut să fie luată, că o sărutam pe 14 februarie, dacă era luată și mă luam și eu. Deci, a zis, ești bine, 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 păi eu vin, fată. Păi ce, vin, îi vin o verima. Și s-a supărat, iar, ăia, se, așa. Și făcea tranzacții financiare. Venea artista să-și vândă panoplia de buleli. De buleli care era făcute de un bulangiu. Era bărbat. Cred că unul care o fute în gură, în pizdă și în căcat. Și se uita unul foarte cunoscător la harta lui artistul ăla trist. Și după aia mi-a luat mapa și sapa și ceva. Și mi-a luat tălpășița cu viteza. Viteza luminii, dă lumină în lumină să mă țină. Tot așa, pula mea. Din am avut timp să întreb. Ei, ce faceți cu poezia? Vă căcați pe ea? Și aia zepelina de, nu știu, zâmbilina. Zâmbilina zâmbea original. Și avea grijă de bebea. Bebea. Și am fugit, am zis, bă, m-am plictisit. M-am plictisit să-mi bag pula. Și vine zepelina. Zâmbilina. Mă duceam după iubirea vieții mele. Și am fugit de ea. M-a răzgândit. Dar când am privit iubirea, m-am frășcăit. A zis, alo, iubirea, uite-mi frec pula în cinstea ta, a apucat de a mă masturbe. Și după aia m-am dus la Biblioteca Națională. La Biblioteca Națională, nu, da, după aia. M-a prins bodyguardul care vrea, zicea că e paza. E paza să nu fugă căcatul de-n WC, sau nu știu. Și eu m-am dus la recepție și zicea ăla, pe recepție! Vă rog să vă legitimați. Păi cine pula mea e fătul? Adică nu ai să știu. Adică n-ai cum să mă legitimez. După ce lege? Păi de ce? De aia? Uite unde scrie aici. I-a dat deja pregătită recepția. Legea. Păi eu care mă? Îmi arată cu dește așa. Păi că au. Și trebuie să mă legitimez? Cu? Uite acum. De ce mă? Păi trebuie să te dau un uger. Un uger, mă? Tu ești înger, să mă dai un uger. Vrei să mă mulci? Și după aia am început să frec pula lângă Biblioteca Națională. Mă frecam pe o. Mă frecam pe o original. După aia m-am dus la tribunal. Și am zis, bine, vreau să-mi dați brățări, că mănăstirea e brățară de aur, meseria e brățară de aur. Vreau să
fac facultate la furnare. Băi, nu mi-a dat bățele. Am zis, băi, eu nu vreau doar o bățare, vreau zonă. Păi ce? Păi da. Și să vă duceți la Târgșor, uite așa în zbor. Și sunt femeie sau sunt fiară, mamă, fut toate pușcăria și vii de acolo. Ca iubiții mei, compra prin hot, să mă arătă ciude. Ia uite ce ne face la fetul. Că am citit eu un articol în limba engleză, s-a dus aia la Târgșor și era o fată originală, o țigancă de asta originală, care era închisă pentru ciordean. Și aia a zis, băi, tu ce ai nevoie? Ce îți lipsește mai mult? Aia a zis, băi, știi ce îmi lipsește? Pula. Ea a scris frumos. Eu cred că a zis aia, pula. I need a man, scria acolo. Poate eu zic că aia ți-a zis, mi-o lipsește pula. Și mă duc la fată, frate, îți lipsește pula. Ia uite pe cine a venit în vizită la tine. Și stau așa după geam, mă uit la fată, face aia. Păi bagă-ți pula, unde dracu să-mi bag pula, că nu vezi că vorbim la microfon și la receptor? Aia, aha! Și dădea cu pumn din plec și din glas, vreau pule! Eu cu al meu glas, vreau pizde! Aia, gardian! Ăla scoate pulanul, uite pula! Și după aia, iar mă duc la Biblioteca Națională. Băi, bodyguard-ul! Fii atent că am fost la 9 și am sărit gardul. Bodyguard-ul nu știa de asta. Știa să legitimeze lumea. Deci acum fii atent, dacă vrei să te culturalizezi, trebuie de fiecare dată să te legitimezi. De ce? Să știe și bodyguard-ul să citește. Ce? Niște litere și numere. Că bodyguard-ul mi-a demonstrat. Ia uite, băi, pe mine cum îl cheamă? Făcă-mă doar în pulă, în gândul meu. Ce vrei să te iau soție? Vrei să ne futem în cur? Ce pula mea? Vrei să sub pula, să zuci tu pula? Eu te-am dracu, vrea să îmi ia numele să mă duce la casa de o mare, la Nicolae Ionțanu, să ne căsătorim. Ia uite, bă! Și ne iubim și ne băgăm limbii în gură. Nici măcar să stăm poponari. Ia uite!